Bine v-am regăsit la emisiunea Dialoguri la Înălțime, aici în studioul TV News Buzău. De multe ori vă spuneam de copii speciali, de cei care lucrează cu copii speciali, iar astăzi mi se împlinește o dorință mai veche de a avea în studioul TV News Buzău un elev special, o mică vedetă, dacă am putea spune așa, și alături de el una dintre persoanele care îi călăuzesc pașii. Am numit emisiunea de astăzi Lumină din Suflet, pentru că au venit să ne dăruiască Lumină din Suflet Adelin Dogaru, elev la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Buzău, și doamna profesor Laura Ursu. Bine ați venit în studioul nostru! Mă bucur tare mult! Mă bucur tare mult că ne sunteți oaspeți. De mult timp, așa cum am spus puțin mai devreme, îmi pusesem în gând să am un prieten drag pe Adelin în studio, pe care îl știu de mic, 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 mic. Bine ai venit, Adelin, la noi! Bine v-am găsit! Ești bucuros, mi-ai spus înainte să înceapă emisiunea că este pentru prima dată când ești în studioul TV News Buzău și că ai emoții. Sigur. Ai emoții? Am. Dar pentru tine televiziunea nu este o noutate. Tu ai mai fost și la alte posturi de televiziune și ai fost chiar și la posturi de televiziune naționale. Deci tu ai stat de vorbă cu reporteri și cu moderatori de emisiune de calibru mai mare. E frumos să mergi la televiziune? Sigur că este. Adelin, tu mergi la televiziune pentru că tu ești un copil talentat. Tu cânți foarte frumos, e adevărat? Foarte adevărat. Este foarte adevărat. Adelin, de când cânți tu? Eu am început să cânt de când eram mic. Eu mi-aduc aminte când veneam prin instituția unde tu înveți că mititel erai, stăteai în patele gânai și cântai. Așa este? Cântai și cu colegii tăi, și cu Ciprian, și cu alți colegi. Sigur că da. Cântați împreună. Dar acum o să o întreb pe doamna profesor, când ați descoperit talentul în Adelin? În primul rând, bună seara și mulțumim pentru invitație. Adelin a fost elevul meu timp de 5 ani de zile. Tot ciclul primar l-am petrecut împreună, am fost ca o familie. Încă din primele zile de clasă pregătitoare am constatat că îi place foarte mult muzica, să asculte cântecele pentru copii, căci asta ascultam la vremea aceea. Și le și interpreta în același timp. Putea să stea ore în șir lângă un casetofon sau lângă un calculator, să audieze și să cânte. Îi plăcea foarte mult. Știam acest lucru oricum de la grădiniță, pentru că vizitam frecvent, îi vizitam pe toți copiii de la grădiniță, mai ales pe cei care urmau să vină la mine la clasă, și știam că de micuț era pasionat. Da, da. Cum este să aveți la clasă un talent și o vedetă, că tu ești o vedetă a liceului și eu știu bine ceea ce spun. Tu ești vedeta liceului de nevăzători de la Buzău. Cum este să aveți o vedetă în clasă? Este foarte, foarte frumos. Este o provocare pentru mine ca și cadru didactic, deoarece în permanență trebuie să-i caut ceva nou pentru a interpreta, să fie cumva și pe nivelul potențialului său și pe tonalitatea sa. Eu nu am studii muzicale, recunosc acest lucru, însă am văzut în el dorința de a cânta și atunci mi-am spus că îl pot ajuta în acest sens. Adelin are sau urmează studii în specialitate, studii canto, să spun, sau altceva, sau doar cu profesorul de la instituția dumneavoastră? Din păcate, nu. El face parte din cercul de muzică al liceului, însă acest cerc de muzică este coordonat
de câteva colege de-ale mele și de mine. Niciuna dintre noi nu avem pregătiri în acest sens. Cel mai mult se pregătește cu profesorul de muzică pe partea aceasta de canto. Deci el este un talent nativ. Da. Da. El este un talent nativ, îi plac foarte mult și câteva instrumente muzicale, în special orga, pianul, și acum de câteva săptămâni a început să lucreze cu doamna profesoară pe partea aceasta, doamna profesoară tot de la noi, de la școală, bineînțeles. Nu departe de zilele trecute, Adelin, ai luat premiul întâi la un concurs național de tinere talente. Deci iarăși ai fost pe podium, pe locul întâi. Ne-am bucurat tare mult. Cum a fost concursul? Colegii cu care ai concurat aveau la fel de frumoase vocile ca a ta? Cu siguranță. Adică tu vrei să spui că tu ești într-un concurs, nu ești într-o competiție. Porniți toți la egalitate, da? Toți colegii tăi, toți prietenii tăi au voci frumoase, tu ți-ai dorit să câștige toată lumea locul întâi, așa e? Sigur că da. Da, dar vezi, doar tu ai luat locul întâi. Nu și ceilalți, numai tu. Tu ai fost cel mai bun. Ai cântat cel mai frumos. Vă mulțumesc din suflet. Acum o să o întreb pe doamna profesoară, cum este cu această primă ediție a concursului național Tinere Talente care s-a desfășurat la Buzău? Acest concurs este organizat, a fost organizat de Asociația Nevăzătorilor din România. Se dorește, din câte știu eu, ceva de genul acesta a mai avut loc, dar cu foarte, foarte mulți ani în urmă, și se dorește revenire la acest concurs. Au făcut parte copiii din toate instituțiile de nevăzători din această țară, câte trei copii din fiecare instituție, putând să prezinte acte artistice diverse, nu doar pe muzică, da, cântece, da, dansuri sau arta teatrală. Majoritatea au cântat, pentru că poate este puțin, nu să spun mai ușor, dar e poate mai comod, să zic așa. Știu și eu, arta teatrală impune ținute, costume, o logistică, da, mai complicată, mai complexă. Da, mulți dintre copiii noștri oricum au inclinații muzicale și atunci acesta este motivul pentru care mulți au concurat pe domeniul acesta. Arta teatrală, într-adevăr, impune mai multe lucruri. Și mai multă muncă. Mai multă muncă. Copiii noștri sunt puțin mai rigizi datorită, din cauza absenței văzului, și atunci, într-adevăr, este foarte mult de muncit pe partea aceasta, să înveți să se orienteze pe scenă, să se deplaseze, astfel încât totul să pară natural, să fie absolut natural. Da. Deci, majoritatea au participat pe muzică. Am avut și câțiva copii care au avut monolog, au prezentat monolog. Au fost momente foarte frumoase. Toți s-au prezentat la înălțime. Deci, da, are dreptate Adelin când spune, desigur, toți au, da, avut... Da, el știe să aprecieze munca și talentul fiecăruia dintre colegii alături de care participă la diverse competiții, pentru că nu îi consideră ca fiind concurenți cu el, ci colegi. Adelin, câți ani ai tu? Eu am 13 ani. Mulți înainte. Deci ești în ce clasă? Acum sunt în clasa a 5-a. Deci ești în clasa a 5-a la Liceul pentru Deficienți de Vedere de la Buzău. Aici ai făcut și grădinița, aici ai făcut și clasele 1-4 și acum urmezi clasele 5-8 și probabil și liceul, da, vei face tot aici. Știi ce vreau să te întreb? Nu peste multe zile trebuie să vină Moș Nicolae și apoi Moș Crăciun. Te-ai apucat să-i scrii scrisoarea moșului. Cu ce ți-ai dori? Ce ți-ai dorit tu să-ți aducă moșul? Ai început să scrii scrisoare?
Încă nu, dar o să mă apuc eu să scriu scrisoarea. Da, spune-mi tu, cu toată sinceritatea așa și aici chiar te rog să fii deschis, ce ți-ai dori să-ți aducă moșul? Ce-ți dorești tu cel mai mult și cel mai mult? Nu m-am gândit niciodată la asta. Nu te-ai gândit niciodată să-ți aducă ceva, un dar, dar să-ți aducă? Da. Deci, cu minte ai fost, de cântat foarte frumos ai cântat, premii foarte multe ai luat, dar eu vreau să le spunem celor care ne privesc, Adelin, că tu nu ești doar foarte talentat, tu și înveți foarte bine, ai note foarte bune la școală. Ce materie îți place cel mai mult? Dintre materii, drept să vă spun, îmi place româna și muzica. Româna și muzica. E o combinație tare interesantă, așa să zic. Româna și muzica. Cum te descurci cu mașinăria aceea în care scrii Braille? Vă referiți cumva la mașinăria de scris? La mașinăria de scris, sigur că da. Cum se numește mașinăria aceea? Perkins. Am înțeles. Și cum te descurci? E simplu? Puțin spus simplu. Puțin spus simplu. Și dacă ai ști pentru mine ce complicat mi se pare și tu spui puțin spus simplu, dar cu internetul acela care vorbește, cu calculatorul acela care vorbește, cum te descurci? Bine, dar încă nu știu să scriu pe calculator. Am înțeles. Și cam când crezi că o să știi să scrii? O să înveți repede? Ca să poți să te descurci acolo, la să-ți spună internetul, cu voce, cum este special adaptat pentru nevoile voastre. O să te înveți repede. Și până te înveți, cine te ajută și îți scrie pe calculator? Păi, de exemplu, am un colegă care mă ajută cel mai mult. Așa. Se numește dascălul Ioana Lorena. Este colega ta de clasă? Colega mea de clasă, da. Am înțeles. Și ea te ajută și îți scrie pe calculator? Da, îmi pune mâna pe o tastă. Așa. Ca să o apăs și eu apăs pe ce tastă mi-a trebuie acolo. Da. Am înțeles. Uite, vreau să o întreb pe doamna profesoară, cum este, doamna profesoară, să lucrați cu astfel de elevi speciali? Pentru mine este cea mai frumoasă meserie. Bine, adevărul e că nu am mai avut nicio altă meserie și nici nu mi-aș dori. Pentru mine este ușor, aș putea spune, pentru faptul că și eu am o deficiență de vedere și atunci pot să vin în întâmpinarea nevoilor lor. Știu cam prin ce trec, știu de ce am nevoie, știu ce simt, știu ce este în sufletul lor atunci când, mă rog, întâmpin anumite dificultăți din cauza deficienței de vedere. Deci cu bune și cu rele știți și pro și contra. Da. Este o meserie foarte frumoasă, în primul rând pentru că în instituția noastră toate activitățile se desfășoară ca într-o familie, ca într-o frumoasă familie. Tot colectivul clasei este foarte unit, pornind de la copii până la cadrele didactice care colaborează pentru acea clasă. Este și o provocare, pentru că noi trebuie să lucrăm diferențiat în funcție de nevoile fiecărui copil, deși se lucrează după programele din școlile de masă, după curriculum normal. Totuși, trebuie să adaptăm activitățile și modul de lucru în funcție de nevoile acestora. Ca un exemplu pentru copiii care nu văd absolut deloc, cei care au cecitate totală, trebuie să realizăm materiale în relief, astfel încât, de exemplu, o hartă, deci trebuie să o facem pe tactil. Pe simțul tactil, da. Pentru copiii care au resturi de vedere, în
trebuie să știm exact cam care este restul lor de vedere și care, cât de dezvoltat au câmpul vizual pentru a-l putea realiza tot așa materialele. Manualele le facem atât în braille, pentru că nu le avem de nicăieri și atunci trebuie să ni le adaptăm. Noi folosim manualele din școlile de masă, însă le facem atât în braille, cât și cu caractere mărite sau îngroșate sau cu distanță mai mare între rânduri, în funcție de nevoile fiecărui copil. De asemenea, se lucrează diferențiat din ce punct de vedere. În funcție de nivelul de dezvoltare al copilului, da, și intelectuală și... Da, exact. Deci se lucrează diferențiat. Este bine pentru noi că avem un efectiv mai redus de elevi, în medie 8 elevi pe clasă, pentru că așa putem să ne dedicăm timpul fiecăruia în parte. Se lucrează doar mână la mână, ca să zic așa, adică trebuie să mergi la fiecare copil în parte, să-i arăți, nu poți să stai la tablă și să lucrezi frontal de acolo, de la tablă, ci doar mergând la fiecare copil în parte, arătându-i, lucrând cu el. Și da, se lucrează diferențiat în funcție de nevoile fiecăruia. Două chestiuni vreau să subliniez. Unu, faptul că mi-ați spus că acolo, în instituția dumneavoastră, lucrați ca într-o familie unită și trebuie să recunosc că eu am avut primul contact cu copiii cu deficiențe de vedere în urmă cu 22 de ani, când am avut și primul contact cu copiii cu deficiență de auz și că în ultimii ani, liceul pentru deficienți de vedere a devenit foarte vizibil prin activități extrașcolare, prin activități de educație non-formală și pe această cale vreau să și felicit conducerea care vă susține, pe doamna profesor Adriana Leca, directorul instituției acestea deosebite, faptul că vă susține în toate aceste activități de educație non-formală, adică este mare lucru să ți se dea acceptul, să ai concursul, exact cum spuneți, ca într-o familie. Și mi-ați spus că lucrați diferențiat ca și cadru didactic pentru un viitor coleg, să spunem, care și-ar dori să intre în învățământul special, să lucreze cu copiii cu deficiențe de vedere. Ce sfaturi ați dat? Ce calități ar trebui să aibă? În primul rând, ar trebui să iubească meseria de cadru didactic. Cred că asta este cel mai important lucru. Dacă îți place ceea ce faci, atunci este imposibil să nu reușești în activitatea ta. În al doilea rând, ar trebui să cunoască măcar puțin specificul deficientului de vedere, da? Să cunoască cât de cât afecțiunile oculare, pentru că de aici se pornește, de la tipul de boală, ca să mă exprim mai... și să fie calzi. Deci nimic fără a face cu suflet. Da. Și din suflet, așa cum am intitulat noi emisiunea noastră, Lumină din suflet. Adelin, aproape tot timpul emisiunii noastre ai mângâiat-o pe doamna Laura. O iubești mult? Foarte mult. I-am făcut o mângâiere foarte caldă. Și doamna Laura ți-a prins mâna cu aceeași căldură și dumneei ți-a întors mângâierea la fel de caldă. Ia spune-mi, ești prietenos cu colegii tăi? Să spunem că sunt. Să spunem că ești, dar de ce nu ești tu foarte convins așa? Adică mai ai și colegi cu care nu te înțelegi foarte bine? Uneori. Uneori, dar de ce intri în conflicte cu alți colegi? Ce te nemulțumește? Ce nu-ți place la alți colegi? De exemplu, când Cristian spune în dormitorul meu și al lui că este șeful, pe mine mă nemulțumește că eu nu sunt. Dar tu nu ești șef, am înțeles. Da. Spune-mi, cu talentul ăsta al tău de a cânta,
spre ce gen de muzică te îndrepți? Spre muzică populară, spre muzică ușoară? Sau îți plac toate? Păi, dificilă întrebare, dar o să vă spun că îmi plac genurile de muzică ușoară. Genurile de muzică ușoară. Adelina, mi-aduc aminte cu 10 de ani în urmă, așa cum am spus, cu vreo 20 de ani în urmă, că unul dintre colegii tăi m-a mângâiat și mi-a spus: ce fustă frumoasă aveți, ce culoare este? Și eu m-am emoționat și am spus: verde. Și zice: vai, verde, ce culoare frumoasă! Și eu nu mă închipuiam cum îl percepe acel coleg al tău pe verdele ăsta de care îmi spunea. Știi, se apropie sărbătorile, așa cum ți-am spus, și o să ningă și o să fie o zăpadă albă, iar Moș Crăciun o să vină cu căciulița lui roșie plină cu daruri. Îl aștepți? Da, abia aștept să vină în iarna aceasta și Moș Nicolae și Moș Crăciun. Și dacă Moș aduce și vreo nuielușă Moș Nicolae, ce facem? Asta înseamnă că am înrăutățit situația. Ai înrăutățit situația. Adelin, da. Îți doresc să-ți aducă Moșul tot ceea ce vrei tu. Îți doresc ca visele tale să fie plină de lumină din suflet și din inimioara asta mica ta și visele astea colorate să ți se împlinească și mai departe să cânți și să mai aduci multe premii la liceu. Da? Da. Promiți? Vă promit solemn. Mulțumesc! Iar doamnei profesoare îi doresc putere de muncă, sănătate, să participe alături de voi la cât mai multe concursuri și să umple și mai mult vitrina aceea cu diplome și trofee pe care o aveți la școală. Mulțumim tare mult! Iar colegilor tăi și cadrelor didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Buzău, le dorim multă sănătate. Le dorim să fie o familie, așa cum ne-a spus doamna profesoară, să se lărgească familia odată cu venirea altor copii și altor cadre didactice și să duceți mai departe, chiar dincolo de granițele țării, că mergeți și la olimpiade, știu foarte bine, chiar dincolo de granițele țării, numele liceului vostru. Liceul pentru Deficienți de Vedere din Buzău. Succes! Mulțumim, mulțumim, Doamne ajută! Și noi vă mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră! Thank you.